Bun găsit, dragi copii! 15 ianuarie este ziua în care, în fiecare an, îl omagiem pe Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești. Dar oare cine a fost Mihai Eminescu și de ce îl sărbătorim la această dată? Mihai Eminescu este considerat cel mai mare poet al românilor și îl sărbătorim pe 15 ianuarie, deoarece aceasta este ziua în care el s-a născut, pe 15 ianuarie 1850. În cele ce urmează, vă invit să aflăm mai multe lucruri despre viața acestui mare poet național, care a fost numit de-a lungul vremii luceafărul poeziei românești sau poetul nepereche. Mihai Eminescu s-a născut la Botoșani, în Moldova, fiind al 7-lea copil din cei 11 ai lui Gheorghe și ai Ralucăi Eminovici. Numele său inițial a fost Mihail Eminovici, însă ulterior și l-a schimbat în Mihai Eminescu. Copilăria și-a petrecut-o în satul Ipotești, în casa părintească și prin împrejurimi, jucându-se mult în natură. Ipoteștiul era situat în mijlocul pădurilor, într-un peisaj feeric. Micul Eminescu cutreiera nestingherit împrejurimile satului, străbătând dealuri și păduri, bucurându-se de frumusețea locurilor. Clipele frumoase ale copilăriei, petrecute în natură, le evocă mai târziu, cu nostalgie, în versurile poeziei Fiind băiet păduri cutreieram. Fiind băiet păduri cutreieram și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam, s-aud cum apa sună încetişor. Eminescu a copilărit alături de țăranii din Ipotești, cel mai mult plăcându-i poveștile bătrânilor, vechi legende cu feți frumoși, Ilene Cosânzene și zmei. Nu se știe unde face primele două clase primare. Începând cu clasa a treia, tatăl său îl înscrie la școala din Cernăuți, unde a obținut rezultate foarte bune la învățătură, limba și literatura română și istoria, fiind materiile care i-au trezit în mod special interesul. Mai târziu, la vârsta adolescenței, Eminescu se remarcă, prin rezultate excepționale, la limba și literatura română, profesorul său numindu-l un elev eminent. Un eveniment tragic, moartea îndrăgitului profesor de limba română, Aron Pumnul, îl inspiră pe Eminescu să scrie, la vârsta de 16 ani, prima lui poezie, La mormântul lui Aron Pumnul. În anii ce au urmat, Eminescu călătorește prin Transilvania și cunoaște îndeaproape oamenii, obiceiurile și tradițiile poporului român. La vârsta de 19 ani, începe studiul filozofiei la Universitatea din Viena, în Austria. La Viena o cunoaște pe Veronica Micle, de care se îndrăgostește și căreia îi dedică numeroase poezii de dragoste. Mihai Eminescu a scris foarte multe poezii, însă cea mai cunoscută poezia sa, pe care voi o veți învăța când veți fi mai mari, se numește Luceafărul. Poezia Luceafărul este desemnată ca fiind cea mai lungă poezie de dragoste, fiind compusă din 98 de strofe. Eminescu a iubit natura,
aceasta regăsindu-se în majoritatea poeziilor sale. Poezii precum Revedere, Cete legeni, Freamăt de codru, trezesc și în sufletul nostru dragostea pentru natură. O frumoasă poezie, potrivită pentru vârsta voastră și care inspiră liniștea pentru odihna nopții, este Somnoroase păsărele. Somnoroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Doar izvoarele suspină, pe când codrul negru tace, dorm și florile în grădină, dorm în pace. Trece lebăda pe ape, între trestii să se culce, fieți îngeri aproape, somnul dulce. Peste-a nopții ferie se ridică mândra lună, totu-i vis și armonie, noapte bună. În poeziile sale, Eminescu își exprimă de asemenea și dragostea de țară, patriotismul, bucuria de a fi român. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutu-ți mare, mare viitor. Eminescu a legat o frumoasă prietenie cu Ion Creangă. În plimbările lor, Creangă îi povestea pățanile lui din copilărie. Fascinat de aceste istorisiri, Eminescu își convinge prietenul să aștearnă pe hârtie amintirile din copilărie și celelalte povești bine cunoscute. În data de 15 iunie 1889, fiind bolnav, Mihai Eminescu se stinge din viață la vârsta de doar 39 de ani. A fost înmormântat la umbra unui tei în cimitirul Belu din București. Deși a murit de foarte tânăr, Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești, poetul nepereche, ne-a lăsat moștenire o valoroasă operă. Iar noi, în semn de mulțumire și recunoștință, în fiecare an, pe data de 15 ianuarie, aducem un omagiu acestui mare poet național, data nașterii poetului fiind aleasă ca zi a culturii naționale.